Se lucrează intens la infrastructura rutieră în județul Mehedinți. Drumul județean 670 se află în prim proces de reabilitare. Astăzi s-a turnat primul strat de asfalt pe un eșantion de 2 km de la Marga către localitatea Bâlvănești. Nu de mult, acest drum era aproape impracticabil, oamenii având nevoie de această investiție pentru a putea beneficia de condiții optime de trafic. Miros de asfalt proaspăt pe DJ 670. În aceste zile se toarnă primul strat de asfalt pe tronsonul de drum Marga către localitatea Bâlvănești. Această investiție a fost realizată datorită președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, care de-a lungul timpului a dat dovadă de implicare în ceea ce privește siguranța și optimizarea traficului rutier în județul nostru. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare. Se continuă reabilitarea DJ 670 peste 21 de kilometri, între Malovăț, DN67, Bobaița, Bâlvănești, Godeanu, Marga, proiect implementat de Consiliul Județean Mehedinți cu fonduri europene. Astăzi s-a turnat binder pe un eșantion de 2 kilometri în continuarea primului strat așternut luna trecută, pe o distanță de 6 kilometri, de la Marga către Bâlvănești. Până luni, constructorul ne dă asigurări că se va asfalta întreaga distanță a DJ 670 care traversează comuna Bâlvănești. Lucrări ample au fost desfășurate în ultimii ani în județul nostru, astfel putem spune faptul că Mehedințiul este în continuare pe drumul cel bun.